v-am găsit, mă băieți, la un episod foarte, foarte șmecher. Astăzi este prima zi, mă băieți, din 2020 și bine, nu trebuia să vă aduc eu aminte că deja știți, e logic, dar vreau să vă spun chestia asta deoarece s-a băgat foarte multe chestii noi și odată cu noul an a venit și un nou Elite Pass, mă băieți, și astăzi vom reacționa la Elite Pass, deși nu prea fac eu chestia asta, dar înainte să reacționăm, mă băieții, nu uitați să intrați în descriere, aveți acolo linkul băiatului care accepte promovare de ieri, dați-l acolo mare, mare like, un subscribe și, mă băieții, dacă vreți și voi promovare gratis, nu uitați să scrieți cel mai frumos comentariu la acest video. Iar eu mâine vă face promovare absolut gratis pe episod. Și bă băieții, hai să începem cu Elite Pass-ul ăsta. Avem și o animație aici foarte, foarte șmecheră. Hai să o auzim și să o vedem. Da, este foarte șmecheră animația asta, deci cred că e una dintre cele mai șmechere animații, dar nu știu care e treaba cu elicopterul ăla, adică pe bune o să se bage în joc, am înțeles că o să se bage, dar pe bune, adică chiar o să se bage un elicopter în Free Fire? Aoleu, bă, ar fi ceva, e foarte, foarte șmecheră animația. Și am apucat să văd aseară la ora 12 în mare, așa, elitul, dar nu m-am uitat la toate chestiile și probabil o să fie lucruri care nu știu eu exact care treaba cu ele. Deci hai să începem de la început. Avem aici un avatar și un banner. Chestiile normale. Avem aici costumul de fată care e bine. Ok, e bine, mai ales pantalonii GG. Arată bine, ok. Chiar arată bine, dar vreau să văd ceva. Bă, asta mai fost undeva. Mamă, chestia, bă, chiar e șmecheră. E șmecheră rău asta. Bune, deci eu aseară n-am stat așa să mă uit genul la fiecare. Bă, chiar arată bine, mă băieți, chiar arată bine. Au, și pantaloni, altceva, altceva, mă băieți. Bă, chiar e șmecher costumul ăsta, chiar îmi place tot. Exact tot așa cum e el făcut, mie chiar îmi place, pe bune. Avem aici niște gold, niște bilete la gold, la diamond, nu la gold, la diamond. Un skin pe XM8 care chiar arată bine, GG. GG, chiar arată bine. Un skin la weapon, gold, ce mai pe aici? O piatră, un tricou. Bă, Gugu, chiar bă, arată bine, nu știu de ce, mie chiar îmi place, arată bine tricoul ăsta, chiar e o schimbare. O, și avem aici un avatar sau un banner, nu știu ce trebuie să fie ăsta, care e ok, dar se putea mai bine, se putea mai bine. O placă, ok, bă, nu știu ce să zic, da, bă. Da, cam cringe chestia asta pe bune, adică, da, e ok. Băi, e ok, mie îmi place cât de cât. Oh, asta chiar e drăguță. Încă un spin la diamond și ok. Și asta doar trebuie să fie o katana sau husa de la katana. Bă, arată bine, arată bine, mie îmi place. Arată bine cu steaua asta, așa, mie chiar îmi place. Adică nu-i stea, habar n-am, nu știu exact cum se cheamă chestia, dar știu ce e, dar nu știu exact cum se cheamă. Ii arată bine, bă, lootbox-ul ăsta chiar arată genial. Bă, iară gold, ok. S-a băgat foarte mult gol la elitul ăsta. O, încă placă. Păi și care e diferența? Adică... What? Bă. A, ok, asta are lumini mai puternic. Bă, asta e mai faină. Oarecum e mai faină, adică... Mă, mie îmi place, e ok. Deși se putea să facă mai lungi plăcile astea, e ok. Avem aici 10 fragmente de Magic Cube. Fragmente, așa, pe aici niște chestii gratis, ce... Mamă. Iosdan, mă, băieți, deci asta l-am văzut aseară, mi se pare genial, mă, băieți, deci n-ai cum, bă. Bă, deci Iosdanul ăsta, mie, sincer, mi se pare cel mai tare Iosdan care a fost vreodată. Uitați-vă și voi cum arată. Nu știu, la level 3, mie îmi place. Ok, deci mie chiar îmi place Iosdanul ăsta. Și cu lanțurile astea, așa cum se învârte, e genial, mie îmi place pe bune, la level 3, chiar e bombă. Și mai aveți și Iosdanul ăsta gratis, care puteți să-l luați și voi chiar dacă nu băgați bani în joc, dar se putea și mai bine. Pe bune, adică cine folosește asta? Bine, eu s-ar putea să mai folosesc din când în când. Nu știu de ce, dar mie câteodată mai îmi plac ghiozdanele astea așa cum arată ele, gen normal, doar cu un mini skin pe ele. Și costumul de băiat, mă, băieții, care, da, se putea și mai bine, nu? Adică, da. Bă, e ok. S-ar putea potrivi, dar așa gen tot... Oh, what? Stai. Z-ul ăla pe mână, care-i treaba cu el, bă?
Bă, care treabă cu zoo? Alo? Bă, nu înțeleg, mă, băieți, care treabă cu zoo ăla pe mână. Da, e mișto. Și pantalonii îmi place. Pantalonii sunt ok, dar masca... Bă, pe bune, deci masca, mai bine mă duc la Diamond Royal, dau acolo la Diamond Royal câteva spinuri, iau masca aia gratis și gata, e mai mișto de 100 de ori decât asta. Uitați-vă și voi cât de urâtă e, bă. Și asta pe bune, cine folosește, bă, asta? Uitați-vă și voi. Nu știu. Băi, e ok chestia aia de pe mână. Aia chiar îmi place. E ceva nou, îmi place. Și spatele arată bine, cât de cât. Dar pe bune, bă, deci masca e oribilă. Și papucii, da. Bă, zici că sunt niște papuci de aia de la Gold Royal, știi? Pe bune, nu, nu știu ce să zic. Și am aici magicul cub care mie nu-mi pică orice ar fi, deci da. Da, băieți, vreau să știți că eu elitul ăsta oricum nu o să-l iau, adică știți și voi că nu bag bani în joc, deci nu o să-l iau elit pasul ăsta. Dar, în fine, o să-l termin oricum din badge-ul gratis, dar nu o să-l iau. Bun, avem aici un spin la gold, probabil. Ok, o să vorbim despre păritoarea mai încolo. Însă vreau să vă zic că am 140 lucky, iar mie costumul o să-mi pice la 170 lucky pe acolo, o să-mi pice mie iară costumul, pentru că mie așa îmi pică, ok. Să vă obișnuiți cu ideea. Și eu, băieți, avem o nouă păritoare, care este ok. Bă, de arătat arată bine, arată bine. Dar nu știi care e treaba cu ochii aia și cu dinții aia de iepuri, de iepure, pe bune. Are o față de iepure pe aia. Care e treaba? Nu înțeleg. Ok? Nu înțeleg. Arată bine, doar că ce-i dă nu prea e bine. Adică, dublu acuratețe. Pe bune, eu am skin-ul ăla cu Four Speed, care se dă gratis la toată lumea și dă 1 acuratețe minus, dacă nu mă înșel. Și sigur nu mă înșel. Îi dă 1 acuratețe minus și pe bune, nici nu se simte. Care e treaba? Adică dacă știi să tragi puțin cu păritoarea, chiar nu-ți trebuie acuratețe pe ea. Și 1 damage, da, nu-i ce trebuie. Mai era un skin cu doar cu 1 damage și atât nu-i scădea nimic, cred că e mai bună la ca ăsta. Pe bune, bă, asta îi scade încărcarea, bă. Deși am văzut că la modul ăla nou s-a băgat un încărcător nou, dar o să vorbim și despre ăla. Un încărcător care îți încarcă armele mult mai rapid. Ok? Bun, pe aici avem ceva nou, incubator, da, aici nimic nou, am înțeles. Aici avem o chestie nouă, care nu am vorbit despre ea, dar nu știu ce să zic. Da, chestia asta a mai fost, mă, băieți, nu știu dacă mai știți, dar chestia asta mai... Și uitați-vă și voi, am... astea caracterele, ok, am crezut că bandurile. Da, chestia asta a mai fost când aveam eu contul mare și l-am pierdut, deoarece, exact când am luat și eu bundle-ul ăsta, pe clar care arăta bine rău, exact atunci am pierdut și eu contul, it's ok. Costă puțin să dai odată, adică 25 de diamante și poate să-ți pice chestia asta și credeți-mă că aici chiar se merită să bagi bani să dai. Dintr-o 1000 de diamante chiar se merită, adică gândiți-vă și voi, un costum de ăsta costă 2000 de diamante. Pe bune, iar cu tu cu 1000 de diamante e imposibil, e imposibil, frate, să nu-ți pice și ție un bundle, pe bune. Și orice bundle aproape costă peste 1000 de diamante, ok? Orice bundle, pe bune. Și uitați-vă și voi, poate să vă pice chestia asta care e... Da, chestia asta nu e ok, adică pe bune. De ce să-mi pice marele premiu care e ăsta? Și nici abilitatea ei nu dă cine știe ce, adică pe bune. Îi dă viață când ești în mașină la toată echipa. Nu, nu e ok, mie nu-mi place. Adică de ce să-mi pice marele premiu când poate să-mi pice, nu știu, ăsta sau... Sau habar n-am, sau ăla pe... Unde bă ăla? Stai așa. Cred că e mai sus, stai așa. Nu-l văd. Bă, nu-i pe Miguel? Trebuie să fie. Uite-l pe ăsta. Sau ăsta. De ce pe bune? Astea-s geniale. Astea-s niște... Nu știu. Trebuia să pună... Nu știu. Trebuia să pună ceva mai bine, ok, aici. Pe bune, acum. Uitați-vă și voi. Arată bine, dar nu se merită ca primul loc, bă, pe bune. Niște carduri. L-avem pe ăsta cu silencer, care l-aveam pe contul mare. Dar nu-l foloseam. It's ok. Laura, mai multe chestii pe aici. Da, ok. Și costumul de la Diamond care probabil vi l-am mai arătat odată, am dat și eu la el ceva, nu știu, vreo 8 spinuri și nu mi-a picat nimic. Și da, uite masca, mă, băieți, despre care vorbeam pe bune, adică, uite, dacă îmi pică asta, bă, arată mai bine decât aia de la Elite Pass, bă, pe bune, asta, uite, asta arată mai bine decât aia de la Elite Pass, bă, pe bune, deci măștile astea arată mai bine, bă, aoleu, nu știu, aia de la Elite Pass mie chiar nu îmi place, pe bune, nu-i ce trebuie. Ok, băieți, și acum hai să vorbim despre moduri de a juca Free Fire, ok? Pentru că sunt foarte, foarte multe moduri și probabil niciodată de când este jocul ăsta nu au fost atâtea moduri. Cel puțin aseară la ora 12 m-am speriat când am... Uitați-vă și voi câte moduri de joc sunt. Avem o dată rank, avem o dată clasic Bermuda, avem o dată clasic Purgatorii, avem
Mapa nouă, Kalahari, avem Clash Squad, avem da, modul astea nu o să licitez pentru că o să-mi ia 10.000 de ani, dar uitați-vă și voi, avem moduri noi, avem odată 3 cu 3, 6, 9, 10 moduri de jucat noi, în afară de Kalahari și Clash Squad. Pe bune, uitați-vă și voi câte moduri. Și o să le încercăm pe toate, mă băieți, dar o să încercăm pe episoade, pentru că, pe bune, rank nu o să mai jucăm, deci, da. Am jucat și eu la Kalahari 20 de meciuri, pentru că dacă nu știați, poate să vă pice anumite cutii la meciuri, dacă e top 5, dacă ieși în top 5 la un meci, îți pică o cutie la când ieși din meci, iar din acea cutie poate să-ți pice bonfire, radar, chestii de astea, dar poate să-ți pice o chestie de 2020, o chestie foarte șmecheră, bă, what? Ok. Uite o chestie de asta de 2020 cu care poți să cumperi, dacă ai 5, poți să cumperi 20 de Diamond Royale-uri, care e foarte șmecher, doar că eu am avut 20 de cutii de acelea care poate să-ți pice cutii de asta de 2020, iar mie nu mi-a picat nici măcar una, adică pe bune, bă, cât ar trebui să joc? Cât ar trebui să joc la Kalahari, pe bune acum? Da, it's ok, eu nu o să mai joc la modul ăla, adică m-am săturat. Ok, chestia asta încă nu înțeleg care e treaba cu ea. Pentru că am încercat să dau, dar nu mi se încarcă. Nu știu de ce. Probabil nu-i gata eventul sau ceva de genul. Dați-vă și voi. Deci nu arată absolut nimica. Dar după cum observați în imagine, nu știu. Sunt niște carduri, niște arme, niște caractere. Și cam atât. Da, it's ok. Da, băieți, am vorbit așa în mare, oarecum așa despre ce s-a băgat nou acum cu 2020. Foarte, foarte șmecher chestiile astea, dar se putea mai bine, ok? Deci anul trecut a fost mai bine, au fost mult mai multe lucruri gratis. După cum știți, pe mine mă interesează lucrurile gratis, pentru că eu nu bag bani în joc. Deci, da, băieții, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo mare, mare like, un subscribe, că sunt noi. Eu v-am patru, vedeți, ciao!